Dragilor, astăzi alături de noi este Niculina Gheorghiță, psihoterapeut Imago, certificat internațional, psiholog clinician principal și vom vorbi despre o carte frumoasă, despre o carte superbă, este vorba despre Jurnal de cuplu. Primește iubirea pe care o dorești, ghidul practic de regăsire a fericirii în relație de Herbie Hendrix și Helen Lakelikan-Hunt, o carte, o noutate editorială publicată în colecția Pas în 2 terapie de cuplu a editurii Herald. Putem spune că acest ghid a ajutat milioane de oameni să aibă relații fericite și împlinitoare, fiind recomandat în fiecare zi de terapeuți și de psihoterapeuți, profesioniști și de cuplurile fericite din întreaga lume. Dr. Herbie Hendrix și Helen Lakelikan-Hunt, soția lui, te învață cum să reînvii romantismul în relația de cuplu și cum să elimini negativitatea din interacțiunile zilnice. Iată așadar un subiect frumos. Niculina Gheorghiță. O carte importantă care vine, aș spune eu, în continuarea unui bestseller al soților Herbie Hendrix și Helen Lakelikan-Hunt. Este vorba despre Primește iubirea pe care o dorești. Iată, de data aceasta vorbim despre Jurnal de cuplu, o carte ghid, așa cum am numit-o, un instrumentar de lucru. De ce este această carte importantă pentru cuplu, pentru partenerii de cuplu și cum îi ajută să aibă o viață mai satisfăcătoare? Cu ce instrumente se folosește, utilizează dialogul Imago? Această carte, din punctul meu de vedere, este o carte, exact cum spune, ghid practic, prin care sunt tot felul de pași de a intra mai în profunzime în relație. Adică plecăm din exterior, de la a ne defini ce înseamnă o relație pentru fiecare partener de cuplu și ajungem până la a trăi, să spunem, să ajungem la acea iubire de plină în care integrăm sinele nostru, integrăm viziunea relației, adică nu mai e doar la nivel de teorie, ci la nivel de trăire, de practică. Adică tu îți faci o viziune a relației la începutul acestei cărți, iar urmând aceste exerciții, pentru că sunt date 30 de minute exercițiu, 3 săptămâni faci un exercițiu și după ajungi la, până la final, cumva am vreo 6 luni ca să schimbăm informația din moleculă și să putem implementa și în subconștient aceste practici, ajungi de la imaginea unei relații așa cum ți-o dorești cu partenerul, până la a fi tu în acea relație așa cum îți dorești. Adică treci de la a vrea până la a fi ajungi cu acest ghid. Pentru mine e un ghid pe care, bineînțeles, îl recomand clienților, cuplurilor cu care lucrez și avem discuții. Pentru noi, ca terapeuți, e mult mai ușor. Pentru că înainte nu aveam asta și din asta noi trebuia să scoatem exercițiile, să le facem în cabinet, să... Așa le spun, la pagina cu tare, continuăm exercițiu, orice mai aveți, discutăm data viitoare și așa mai departe. Deci cumva, pentru noi ca terapeuți e mult mai ușor acest kit de a imprima dialogul, vindecătorii, tot ce înseamnă Imago în cuplu. Instrumentele de lucru sunt voința, intenția celui care dorește, ascultarea, deci toate cumva sunt... pleacă din interiorul fiecărui partener de cuplu. Din exterior avem, trebuie să stăm într-o poziție unul în fața celuilalt ca să creezi un spațiu de comunicare în relația între cei doi parteneri. Și așa cum spune Herbie, la baza terapiei Imago se află inclusiv fizică cuantică, care înseamnă acel spațiu energetic care nu se vede. Dar el imprimă absolut tot. Și atunci eu când stau... Partenerii când stau față în față, terapeutul e doar un facilitator care ajută cum să-și ducă ideile, energia și așa mai departe, bucuria, supărarea, în așa fel încât celălalt să fie atent la el. Iar ei acolo, prin dialog, prin toți pașii, toate exercițiile astea, creează în spațiu dintre ei un spațiu sacru. Și oricând au nevoie să se întoarcă la... reconectare, la iubire, la bucurie, la starea aceasta pe care le trăiești în doi și care te ajută să te dezvolți pe toate dimensiunile, te duci față în față în acea poziție de dialog, de conectare.
Herbie Hendrix chiar spune la un moment dat că e indicat să nu luați nicio hotărâre decisivă, mai ales dacă suntem pe modul impulsiv sau pe modul reacțional, emoțional, să luăm nicio hotărâre înainte de a parcurge cele 12, le-aș numi sesiuni, cele 12 sesiuni sau exerciții din carte. Iată că aici nu vorbim doar despre o carte, ci vorbim chiar despre un caiet de lucru, luând în calcul cele 12 sesiuni, cele 12 exerciții. Da, pentru că e chiar ca un caiet. Deci nu trebuie să vă mai luați un alt caiet. Aici scrie absolut tot, sunt date tabele unde scriem cum am simțit, adică inclusiv grafica, inclusiv simbolistica, te duce spre a avea un suport. Pentru mine acest ghid este ca un suport. Dacă nu pot să-i spun acum partenerului ceva, că m-a frustrat sau mai știu cum, mă duc și scriu aici, iar când amândoi nu mai suntem reacționali și suntem într-o stare disponibilă, încep să spun, pentru că dacă zic, lasă că îi zic eu lui, am uitat, da? După care când îi zic, îi zic cu prea mult patos și... Că se adună multe. Exact. Așa, în momentul în care eu scriu aici, ceva din mine am mai lăsat din acea energie de frustrare în carte, da? În schimb, când mă duc să vorbesc cu partenerul, pot să-i citesc mai detașat un pic, că parcă am ieșit din emoții. Deci e un instrument extraordinar de bun pentru toți, inclusiv pentru noi ca terapeuți, inclusiv pentru cei care vor să lucreze. Și exact cum spunea, sunt 12 sesiuni și spun mereu la toate cuplurile, dacă ați rezistat 20 de ani în cuplu, cu bune, cu rele, cu ceartă, cu supărare, cu bucurie, cu fericire și acum sunteți într-un moment în care nu știți ce să faceți, oferiți-vă 6 luni măcar să lucrați toate astea și să vedeți dacă reajunge sau ajungeți înapoi la acea chintesență care v-a unit. Pentru că toți când ne unim un partener cu altul, noi avem o ceva, o scânteie, un clic. Aia tot timpul este acolo, doar că e acoperită de tot felul de manifestări, de activări de traume, de suferințe din copilărie și așa mai departe și am uitat de ea. În schimb, în momentul în care intrăm aici și, de exemplu, ne revizităm copilăria, că este un exercițiu între ăsta, în care îți aduce aminte cum se comportau părinții, cum erai tu, ce reacție aveai, îți dai seama că celălalt partener care e imago-ul tău și care l-ai adus în relația ta ca să vindeci copilăria, că spune frumos Herbie Hendrix, noi ne căsătorim ca să terminăm copilăria începută. Și aș adăuga eu, suntem răniți în copilărie, trăim cu această rană și ajungem să ne vindecăm în relații. Da? Și foarte frumos, foarte frumos ai spus cuvântul imago, care automat m-a dus cu gândul la oglindire. Apropo de imagine, imaginea în oglindă, da? Câteodată vedem, uitându-ne la partenerul nostru, de fapt vedem și problemele pe care noi le-am avut în copilărie și cu care, iată, din păcate, venim în relații. Vorbeam noi înainte de a începe emisiunea noastră, materialul nostru, îmi spuneai despre un lucru interesant care mi-a atras atenția, și anume despre cât de important este contactul vizual între cei doi parteneri. Dincolo de cei 3 piloni despre care o să vorbim, oglindire, validare, empatie, cele mai importante instrumente din terapia imago, iată contactul vizual, cât de importantă este ascultarea. Eu să fiu atent, să nu mai fac nimic, să nu mă mai gândesc la absolut nimic, ci doar la comunicarea pe care eu o am în acel moment cu partenerul. Da, eu cum fac în terapie și la workshop-urile care le țin, poziția pentru a comunica real și a fi acolo, nu mai fugi când ai unde, este ochi în ochi, inimă la inimă și genunchi la genunchi. Da? Cam așa stau partenerii în discuții. Și atunci nu mai e un să fugi cu ochi în ochi. Ok, niciodată nu mint. Faptul că te uiți în ochii celuilalt și îl asculți, atunci poți să auzi real ceea ce spune. Altfel, dacă doar l-ascult și ești cu un ochi în altă parte, deja stimule externe îți dau tot felul de interpretări, de povești, de scenarii care nu au legătură cu realitatea.
Așa când te uiți ochi în ochi, ochii, când te-ai uitat în ochii celuilalt, e ca o ancoră, te țin mereu prezent în realitatea în care discutați, doar în prezent, nu mai o iei aiurea. Iar dacă o iei aiurea, se vede imediat, că ochii nu-ți mai sclipesc, sunt așa, plați, nu mai, și atunci zici, ok, ești aici prezent cu mine sau nu. Da? Deci asta ca instrumente, privirea, inimă la inimă și genunchi la genunchi este poziția de dialog. În practica ta de, e o curiozitate, în practica ta de cabinet, când ai lucrat cu cupluri și cu siguranță ai venit cu această contribuție, cu acest aport al dialogului Imago, apropo de comunicare și de ascultare și de acest important contact vizual, ți s-a spus probabil la un moment dat, da, eu am încercat, mă rog, de către unul dintre parteneri, eu am încercat, dar îl simțeam absent sau absentă sau fără chef sau acel contact vizual de care vorbești era doar formal. Bine mă, hai să-i fac hatârul nebunului sau nebunei și să mă uit la el, dar de fapt eu mă gândesc la altceva. Da, am întâlnit astea în cabinet. Cam cred că 9 din 10 cupluri spun așa. Aia am vrut să-i spun, am încercat, dar nu, niciodată nu-i disponibil acasă, își găsește tot felul de treburi de făcut. Și atunci un element de ajutor e, în primul rând, îi cer disponibilitatea, dacă e disponibil. Nu, hai că am să-ți spun ceva acum în dialog. Dacă ești disponibil, dacă nu e disponibil, atunci îl întreb când ești disponibil, astăzi, poate de seară, tu pentru că e partenerul tău sau partenera ta, știi cam când vin de la servici, cât îi trebuie să se relaxeze, să fii disponibil, adică inclusiv când faci acest dialog, nu-l faci oricând și oricum, pentru că nu este disponibil. Asta e primul pas. Al doilea pas este momentul în care vă zice, da, sunt disponibil, poate să zică din gura ta, sunt disponibil, și după aia tu îi spui, tu cel care vrei, îi transmiți următoarea frază, intenționez să fiu prezent aici cu tine, să-ți ascult ce ai de comunicat. Deci faptul când îi spui, sau când îi spui intenționez tu, celălalt va copia după tine și va intenționa și el. Da? Deci cumva noi e necesar să lucrăm un pic și la nivel cuantic. Asta e, asta e una dintre metode. Îi spui intenționez să fiu aici lângă tine să te ascult. Celălalt zice, mă, chiar eu te intenționez, hai să fiu și eu lângă ea acolo. Și atunci automat o să-și dea drum. Să comunice. Cum eliminăm lupta pentru putere care distruge intimitatea în cuplu? Avem mulți pași. Până eliminăm lupta de putere, Herville Hendrick spunea într-o conferință că lupta de putere durează între 3 ani și 100 de ani. În funcție de cât de tandru ești, în primii 3 ani după ce te trecut perioada îndrăgostirii, adică după ce te-ai o trecut îndrăgosteala, vă știți că asta ține într-un an și 2 ani în funcție de chimia creierului, de oxitocina care se secretă, în fine. Când s-a terminat asta, atunci tu te-ai trezit cu un străin sau cu o străină în casă, dar de fapt nu un străin, doar că emoțional nu mai e acea legătură. Și începe lupta de putere. Ei, 3 ani de când a început aia, tu trebuie să fii de 3 ori mai tandru decât ai fost în perioada îndrăgostirii. Și treci repede, în 3 ani. Dacă nu, Dumnezeu cu mila. Când devii conștient și vrei să ai un parteneriat conștient, te apropii foarte mult de a ieși din lupta de putere. Lupta de putere e cumva, din punctul meu de vedere, așa mai simplist spus, ca să nu intrăm în teorie, este că în momentul în care tu l-ai întâlnit pe un partener sau pe un partener care e imagoul tău, speranța ta atunci a fost în sfârșit. Această persoană o să dea tot ce nu mi-a dat mama și tata. După ce trece perioada îndrăgostirii, iar în perioada îndrăgostirii îți dă tot ce nu-ți-o dat mama și tata. Pentru că el e foarte fericit că și tu ai să-i dai la fel. Sau ea. După ce a trecut perioada aceea, atunci, cumva, în interiorul tău apare acea furie imensă că, uite, nu-mi dă. O uita. Nu mă mai iubește. Tot felul de scenarii cunoașteți și voi astea. Și atunci noi intrăm în această luptă de putere. Când reușești să integrezi parte din copilăria ta nevindecată în relația cu partenerul și îl susții și pe el să-și integreze acele răni emoționale, atunci ieșim din lupta de putere. Pentru asta avem nevoie de atenție, de conectare cu celălalt, de găsit soluții, pentru că atunci când ești în rană, nu te mai ajută nicio teorie.
trebuie să te duci un pic la partea aceea intuitivă pe care o ai. Ce nevoie ar avea acum să iese de aici? Pentru că în perioada îndrăgostirea asta, le spunem la tineri care sunt îndrăgostiți, atunci fiți atenți la tot ce-i place și ce are nevoie atunci și ce-i place în mod deosebit. Pentru că când veți intra în etapa de luptă de putere, toți trecem pe aici, veți avea nevoie de acei ași din mânecă, spun eu. Știi că aia îi plăcea foarte mult atunci. Acum, dacă el într-o luptă sau ea într-o stare și face ceea ce îi plăcea foarte mult atunci, revine la armonie, revine la acea bucurie în care se simte conectat, se simte susținut. Da? Uite, deci, uite-mă, s-a gândit la mine. Uite, exact, de fapt a fost atent la nevoile mele. Știa că îmi place treaba aia sau lucrul ăla, sau chiar dacă poate mie nu-mi place, că avem la bază, avem cam aceleași nevoi, da? Nevoi fiziologice, nevoi emoționale, nevoia de stabilitate, de siguranță și așa mai departe, dar pentru că suntem diferiți și pentru că facem parte din tipologii diferite până la urmă, fiecare reacționează altfel. S-ar putea, de exemplu, mă gândesc ca o femeie să-și dorească într-o relație de cuplu, o femeie foarte romantică, să primească gesturi romantice și flori și mici surprize. Altă femeie poate fi mai practică, mai pragmatică, mai realistă, mai ancorată în realitatea vieții, să-și dorească cu totul altceva. Știi, de fapt, tu mi-ai adus flori, mi-ai adus un cadou, eu îți mulțumesc foarte mult, dar de fapt așteptarea mea de la tine era alta. Și eu m-aș fi așteptat și mi-ai fi produs o mare bucurie, pentru că asta este nevoia mea, ca atunci când eu vin de la servici să găsesc casa lună, curată, băgat aspiratorul și așa mai departe. Deci, iată, funcționăm totuși diferit. Da, pentru că nevoile sunt aceleași. Nevoia de conectare, de afectivitate, de siguranță și de explorare. În schimb, pentru că nu le-am primit în copilărie, ne-am activat mecanisme de adaptare diferite. Asta am găsit la toate cuplurile care am lucrat, inclusiv în workshop-uri. Aceleași nevoi, nevoia de siguranță, dar au găsit adaptări diferite. Eu mă simt sigur dacă stau în camera mea cu televizorul sau cu fotbalul și ea se simte sigură dacă stă în bucătăria ei cu treburile ei. Dar, de fapt, e nevoie să stea împreună în siguranță. Da? Aici ai munca lor și a noastră, a facilitatorilor, că îi ajutăm să se conecteze dintre eu și tu, să devenim noi. Cum învățăm să-l ascultăm autentic pe celălalt și să ne simțim la rândul nostru ascultați și înțeleși? De ce? Pentru a reuși să-l asculți pe celălalt autentic, în primul rând, trebuie să vrei asta. Băi, am ajuns în punctul ăsta. Vreau să fac ceva pentru relația asta. Asta e primul pas. Vreau să fac ceva. Drept pentru care îmi propun să stau să-l ascult. După 3 cuvinte, eu să nu încep deja să-i creez scenarita. Deci, în primul rând, ochi în ochi, aia cu ochi în ochi, și să-i transmit mesajul într-o formă în care să nu se simtă rușinat, vinovat, da? Și criticat. Și fără negativitate, evident, o să vorbim și de asta cum mai avem timp. Deci e vorba că eu simt că am nevoie de... Eu simt atunci când întârzi sau n-ai sunat, că eu mă simt singur sau mă simt a nimănui sau diverse fraze pe care le-am... Abandonată? Abandonată, dar îi spui cum te simți. Nu din cauza ta, eu mă simt așa. Eu le spun peste tot că în momentul în care arăți cu un deget la el, ai 3 spre tine. Deci din cauza ta, dar de fapt am 3 lucruri. Ce interesantă perspectivă! Da, și atunci e simplu. Arăți un deget, gândește-te cu ce 3 lucruri din tine îl faci să se manifeste așa. Păi dacă îl toci toată ziua, nu te mai suni om. Ai critică, blamare și mai știu cum, îți trăi alitalii, normal că arăți cu degetul la el. Și atunci eu orice îi transmit o fac în așa fel încât să nu se simtă vinovat, criticat și rușinat. Astea 3 ni scot din conectare pe oricare dintre noi. Și atunci îi spun, mă simt cu tare, am impresia că am nevoie să... Lucruri de genul ăsta care țin de mine, de eu. Eu vreau să-ți comunic ție asta, da? Și celălalt mă ascult. Dacă eu încep din cauza ta și așa, o plecat în Bahamas, nu mai are treabă cu mine. Stă acolo formal, dar de fapt nu este implicat. Și atunci, cumva, și cărțile acestea nu sunt pentru toată lumea, sunt pentru cei care vor să trăiască un parteneriat conștient. Adică care o realiza, băi,
am încheiat o relație, am dat peste cineva identic și la fel cu altă culoare de ochi. Ce sens mai are să mă tot duc din relație în relație, că tot asta va fi. Deci eu ce am de făcut este să caut cu ce din mine atrag și ce am eu de vindecat. Și dacă ai un partener care dorește același lucru, sigur vom ieși din acea luptă de putere. Deci ca să-i ascultăm, trebuie să vreau să-l ascult și vreau să mă implic 100% în a schimba ceva. Pentru că dacă n-am opțiunea asta, nu o să am o dinamică de schimbare. Voi rămâne rigid, lasă-mi bine așa, nu-mi trebuie nimic, sunt ok, știi, cunoașteți asta. La mine tot ok. Când au cu tot ok, zic, mamă, ăștia se extraterește. Că la noi niciodată nu-i tot ok. Da, și de cele mai multe ori perpetuăm aceleași greșeli, apropo de ce spune puțin mai devreme, faptul că dacă niște lucruri nu au fost rezolvate, dacă niște răni emoționale nu au fost vindecate într-o relație de cuplu, avem tendința, bineînțeles, noi neconștientizând și neschimbându-ne, avem tendința de a intra într-o altă relație cu același, îl numesc eu, balast sau bagaj emoțional, nefuncțional, ca să nu-i spun toxic, și de cele mai multe ori spunem, eu nu am noroc în dragoste, dau tot timpul numai peste oameni nepotriviți, ca să nu spun altfel, indiferent că o spune el sau că o spune ea. Când de fapt e, problema este la mine, să spunem că eu nu am rezolvat anumite lucruri și atunci este firesc să duc în altă relație aceleași lucruri nerezolvate din relația precedentă. Exact, exact cum spune și Herville în permanență, spune următoarea frază, toate experiențele ne duc ca să vindecăm, pentru că universul este armonie. Dacă undeva sunt niște răni foarte atunci în copilărie, nu să te n-ai cum să stai super fericit 100 de ani cât stai pe planeta Pământ. Tu trebuie să vindeci acolo, trebuie să aduci armonie, trebuie să aduci libertate, să te eliberezi de toate lucrurile acelea. Asta cu n-am noroc pe lume nu există, toate sunt creațiile interiorului sau subconștientului nostru, cum spune și Jung, până nu devine subconștientul conștient, tu ești la cheremul porcului. Da? Când tu devii conștient de niște lucruri din tine și știi, uite, am situația asta, am întâlnit-o într-un cuplu, am întâlnit-o în al doilea, e clar că asta e. Și cum spune și Rudolf Steiner, dacă un om face odată un lucru, dacă nu va mai face niciodată, dacă face și a doua oară, o va face continuu, până nu vindeci acolo. Noi am fost educați, de fapt, să dăm vina pe exterior. Nu ne merge din cauza că în afară este ceva. Ei, terapia imago ne aduce la intra în interior. Nu merge pentru că ceva am eu în mine, poate nici eu nu știu ce, dar mă caut, că acum sunt ația specialist, slavă cerului. Herbert Hendrix mai aduce, să spunem, un mic ingredient pe lângă cele pe care noi le-am discutat ceva mai devreme, să aduceți râsul și joaca în relația voastră. Cum putem să spunem după o relație, mă gândesc acum mai ales la relațiile lungi, la relațiile longevive, 20, 25, 30 de ani, care nu sunt neapărat relații funcționale sau așa cum au fost, la fel de funcționale ca în primii ani de relație. Cum facem să aducem sau să readucem, de fapt, râsul și joaca? Pentru că, într-adevăr, consider că râsul și joaca, partea aceasta de ludicitate, de activitate ludică, să ai umor, să fii spiritual, să fii jovial, să fii glumeț sau glumeață, cred că de fapt are darul de a mai destinde un pic atmosfera, mai ales atunci când este puțin tensionată. Păi sigur că atunci când râzi și te joci, creierul secretă endorfine, secretând endorfine, corpul tău începe să fie mai relaxat, mai dispus la tot felul de acțiuni, de activități. Cum îl aducem tot așa? Când devenim conștienți, în această carte avem aceste exerciții în care, de exemplu, celălalt stă pe pat, bos umflat, nu știu ce. Începi să te scălăm, băi, prin jurul lui și să-i spui ce frumos ești, ce bine stă cu aia. Alergi, fugi, dai drumul la o muzică. Adică unul din cei doi, tot timpul, adică din doi, când unul e omorât și nu ai cu cine vorbi, celălalt care nu-i la fel, trebuie să găsească o soluție să-l scoată din starea aia. Și cel mai ușor prin joc și glume, pentru că la un moment dat va râde. Tu dacă râzi continuu, tu știi că zâmbetul este molipsitor.
zâmbești pe lângă ele, îi mai spui unul altă, îi mai dai cu o floricică, îi mai dai o bombonic, găsești ceva. Atunci, evident că va începe să zâmbească și să râdă, creierul îi va secreta endorfine și va ieși din starea aia. Deci, noi avem exercițiul acesta și îl facem și în workshop-uri. Mi-aduc aminte de ultimul workshop, deci s-au râs în workshop-ul la jumătate de oră continuu. Deci, unul îi făcea celuilalt câteva declarații. Ce-și mai aduce aminte? La final, un domn zice, domne, am 20 de ani de când sunt cu nevastă mea, dar am râs în primul an, dar de atunci noi am uitat să râdem. Și acum, ci că am râs cât n-am râs 20 de ani, zic, lasă că abia de acum începiți. Și acasă, vă rog zilnic să faceți câte o dintre asta. Că e nevoie de antrenament, asta e chestie ce trebuie să antrenăm. Noi n-am văzut asta la părinții noștri. Ce am văzut noi așa ceva? Nu, și atunci noi care am devenit conștienți și vrem un partener conștient, facem lucrurile astea real. Deci avem metode, tot felul de chestii care să-l facă să râdă, sau o glumă, sau puneți filme comice, sau găsiți elemente comune prin care să vă bucurați, să vă distrați. De obicei, bărbații preferă ca femeile să meargă la sport, la alergat, la dat cu la tenis împreună, să faceți lucruri împreună. Și aia e cu zâmbet, nu e cu stresare, vai, trebuie să câștig. Nu, ne relaxăm, totul e pe joacă. Și joaca, cum spun și cei din neurobiologie, pentru a avea un creier echilibrat, avem nevoie de 8 ore de somn, 8 ore de muncă și 8 ore de joacă. Din alea 8 ore găsești vreo oră să te joci cu partenerul, nu? Mai ai și copii, mai ai și alții, dar sigur găsești să te joci cu partenerul măcar o oră. Adică trebuie să facem chestii simple, nu complicate, dar care sigur pentru orice copil, pentru că acolo este un copil în interiorul lui sau a ei, e ceva ce îl aduce la suprafață și începe să bucure. Iar bucuria aia, exact cum am spus, îi dă relaxare corpului și detașare de tot felul de probleme cotidiene și începe să le vedem mai ușor. Nu mai tot atât de grav, nu mai tot atât de serios. Da, mă, până la urmă, e o viață, ne bucurăm, avem de să mai și muncim, ne mai și bucurăm, ne mai și distrăm. Eu cred că, apropo de a fi posomorât, cred că stările acestea s-ar putea să ascundă ceva, să celălalt partener să tragă niște, hai să-i spunem, semnale și dacă realizează că de fapt a tot vorbit și celălalt nu a fost receptiv la mesajul său, intră într-o stare de defensivă, ceea ce fac mai ales pasiv agresivii. Sunt supărat sau sunt posomorât sau sunt nervos sau sunt iritat. Și de fapt acea iritare sau acea nervozitate ascunde de fapt o insatisfacție, da? Nu mi-ai satisfăcut o anumită nevoie, motiv pentru care sunt supărat. Celălalt n-are de unde să știe dacă nu îi comunici care e motivul de fapt al supărării tale. Dar de fapt ești supărat sau ești iritat sau ești bosunflat, cumva trăgându-i un semnal de alarmă celuilalt, măi, vezi că sunt într-un anumit fel, mă aștept de la tine cumva să reacționezi. Pentru că dacă eu ascund starea aceea de iritare și râd, glumesc, s-ar putea să mă simt bine. Cu siguranță mă voi simți bine și îl voi face și pe cealaltă să se simtă bine. Dar problema de fond nu se va rezolva. Problema nu se rezolvă pentru că celălalt are așteptarea ca tu să faci sau să faci ceea ce nu a făcut mama și tata lui în copilărie. Da? Noi asta facem. În dialogul Imago ăsta se cheamă minimizator. El se retrage, e supărat tot timpul, nu vrea să comunice ce are, cum are. Eu spuneam asta la modul că îl faci să glumească, să iese un pic din stare, pentru că s-ar putea în glumele alea să arunci ceva. Iar dacă ești atent să știi unde e de lucru. Adică cumva într-un cuplu, cuplul se clădește sau se menține zi de zi prin toate acțiunile noastre. Și focusul să fie pe susținerea partenerului în a-și vindeca tot felul de răni și ajunge într-adevăr atunci când nu mai avem nevoie să ne arătăm cu degetul. Asta, din punctul meu de vedere, ar fi indicat să fie focusul nostru. Pe partener, să-l ajutăm cât putem, nu o să călcăm pe noi acum, în schimb, să-l susținem de aia și de acolo. După care, evident că unul pică, unul cade, unul se ridică, tot timpul e așa în cuplu. E o dinamică dintre asta. Și atunci, clar că celălalt, când o să te vadă pe tine într-o stare, o să vrea să te ajute și pe tine, pentru că asta se transmit la nivel
cerebral și e o stare firească, cum spune și profesorul Dulcan. Noi suntem născuți cu acel program să fim buni. Noi nu vrem să-i facem rău celuilalt. Dar nici noi nu știm că am apăsat un buton. Sau nici noi nu știm de ce nu vrea să comunice, că nu vrea să ne spună. Și atunci e necesar multă răbdare, multă blândețe, zero negativitate, non-critică, non-bârfă, non-judicativitate și fără rușine și vinovăție. Da, pentru că, uite, de cele mai multe ori se mai întâmplă o situație în relațiile de cuplu când unul, să spunem, se supără sau se simte umilit sau deranjat sau ofensat de o critică sau de un mesaj toxic din partea celuilalt. Iar celălalt vine cu replica: ai mă, ești tu prea sensibil sau ești tu prea sensibilă. De fapt, acea sensibilitate e firească, e umană, nu suntem toți la fel, dar e posibil ca acea sensibilitate de fapt să ascundă o anumită rană emoțională nevindecată. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre dialogul Imago, despre terapia Imago și despre cartea Jurnal de cuplu, Primește iubirea pe care o dorești, ghidul practic de regăsire a fericirii în relație, de Herville Hendrick și Helen Lakely Hunt, o carte pe care vi-o recomandăm cu mare drag. Și invitata noastră de astăzi, Niculina Gheorghiță, a venit cu foarte multe exemple și din carte, din acest caiet de lucru, din acest ghid, Jurnal de cuplu, dar și din practica cu care s-a întâlnit în cabinet. A fost așadar alături de noi Niculina Gheorghiță, terapeut Imago, certificat internațional, psiholog clinician principal. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și astăzi. Îi mulțumim și invitatei noastre și ne dăm întâlnire la o nouă ediție, la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. Aș spune lectură plăcută în doi la acest jurnal de cuplu, pentru că ambii parteneri ar fi ideal, ar fi bine, ar fi indicat să citească această carte și apoi să se întâlnească seara și să discute pe marginea ei. Mulțumim foarte mult, o zi frumoasă în continuare!